Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. În primul rând, nu aveți voie să eutanasiați câinii sau să-i omorâți, hai să vorbim românește. În al doilea rând, s-ar putea ca pe termen scurt numărul lor să se dubleze, s-ar putea ca mulți cetățeni să le deschidă pur și simplu poarta ca să nu plătească impozitul pe care dumneavoastră îl propagați acum la televizor, îl anunțați la televizor. Toți câinii urmează să fie microcipați și se va ști în orice moment cine l-a lăsat liber. Bine, dar ce faceți cu ei? Responsabilitatea de a întreține un câine înseamnă și acest lucru. Dar vreau să vă corectez, să nu vă supărați. Vă rog. Există o marotă pe care o folosiți de foarte multe ori, fără să citiți. Legea astăzi în România dă dreptul să eutanasiezi câinii. Este o lege valabilă. Pentru cei bolnavi? Nu, îți dă voie mai mult de 7 zile să eutanasiezi. Este o lege valabilă în România. N-a picat la Curtea Constituțională? Nu. Era o altă modificare, dar este o lege valabilă în România, care n-a fost contestată de nimeni, care permite acest lucru. Eu știu că în fine, nu o să facem acum o contradicție de acest fel. Am mai avut discuții. Credeți-mă ce vă spun, nu știu numărul legile, că nu, la asta nu mă ocup. Bine, oricum, interesantă inițiativa dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru faptul.